Strada Soarelui pe sensul de mers spre Constanța la kilometrul 40, unde din cauza căldurii, iată că au fost mai multe dale de beton ridicate. Ce se întâmplă acolo și care este situația traficului? Aflăm de la doamna Dalia Stat de la Centrul Infotrafic. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce se întâmplă cu traficul, vă întreb, pentru că știu că cei de la compania de drumuri intervin, însă întrebarea este, în această zi în care ne așteptăm la aglomerație, care este situația? Da, într-adevăr, chiar astăzi s-a întâmplat la kilometrul 13 plus 100 de metri pe sensul către litoral. Practic, un rost de dilatație a ridicat două dale de beton din cauza căldurii. Echipele de intervenție rapidă ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere acționează în acest moment pe Autostrada Soarelui. Ei estimează că intervenția ar dura până la ora 14, dar din cauza acestor lucrări, evident, valorile de trafic vor crește și, deși zona este semnalizată corespunzător, a fost instituită și o restricție de viteză de 40 de km pe oră acolo, în acea zonă. Vă sfătuim să circulați cu foarte mare atenție, să respectați restricțiile instituite temporar și să nu apăsați pedala de accelerație. Mulțumesc! Să sperăm că mai devreme de ora 14 se va rezolva. Speranța ne rămâne întotdeauna. Da. Mulțumesc foarte mult! Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Bună dimineața, domnule Șerbănescu! Ce s-a întâmplat acolo? Din primele informații înțeleg că din cauza căldurii au fost ridicate acele dale. Explicați-ne, vă rog mult, ce s-a întâmplat de fapt. Păi reîncepe odiseea de vara trecută. Practic se repetă scenariul și în această vară. Din cauza căldurii, plăcile de beton împing în rost, rostul fiind colmatat de-a lungul timpului de diverse, inclusiv de materiale, resturi de la materiale de zăpezire, nu mai prea practic dilatația și atunci se ridică aceste plăci sau explodează la rost. Noi intervenim pentru detensionarea capetelor dalelor, curățăm zona respectivă, după care așternem o bucată de strat bituminos pentru a putea prelua aceste dilatări. Practic, situația se va rezolva în momentul în care noi vom reuși să frezăm acolo toată autostrada, tot sectorul de beton și să așternem covor asfaltic. După cum bine știți, în urma intervenției hotelierilor, aceste lucrări au fost stopate și vor începe doar după 15 septembrie. Este cumva de așteptat, pentru că am văzut cu toții ce blocaje au fost. Însă întrebarea este următoarea. Nu se poate evita într-un fel sau altul ca această odisee să nu se repete în fiecare vară? Și vă întreb asta, pentru că noi am avut în acest weekend cel mult 29 de grade Celsius. Ne așteptăm ca luna lui cuptor să treacă lejer de 35 de grade Celsius temperaturile și mă întreb ce se întâmplă atunci. Se vor dilata în continuare plăcile, pentru că trebuie să înțelegem următorul lucru. Placa de beton este formată din agregate și fier beton. Aceste plăci de beton se dilată, dilatația undeva la 2,5 cm pe placă, forța de împingere este de 8500 de kg forță pe centimetru pătrat, deci închipuiți-vă toată această forță, ce face de fapt cu dalele de beton. Le ridică. Deci acest lucru nu se poate evita, deoarece în timp de vară betonul se dilată din cauza căldurii. Și chiar dacă sunt afară 30 de grade, să știți că la sol temperatura poate ajunge și la 50-60 de grade. Bun, eu nu vă contrazic pentru că nu dețin aceste cunoștințe, însă întrebarea mea este următoarea. Nu este o problemă și cu calitatea betonului? Nu putem, nu știu, în condițiile în care se plătesc foarte mulți bani pentru construcțiile de autostrăzi, pentru că România nu e ieftin kilometrul de autostradă, nu putem pretinde o calitate mai bună a materialului astfel încât la 29 de grade să nu se desprindă dalele de beton? Această autostradă a fost concepută înainte de Revoluție, pe vremea lui Ceaușescu. Da, dar ea a fost reparată de Enor până acum, de asta vă întreb. A fost executată după Revoluție, la scurt timp după Revoluție. Aceasta este problema clasică a autostrăzilor de beton. Practic, orice îi face, acest tip de autostradă, după o perioadă de 15 ani, începe să cedeze și apar astfel de probleme. Tocmai de aceea, în timpurile noastre, timpurile moderne, nu se mai construiește din beton. Mulțumesc foarte mult, domnule Șerbănescu. Scurtă